Noi miniștri de la apărare și economie, Mihai Fifor, respectiv Gheorghe Simon, au depus jurământul la aparatul Cotroceni. Asta după ce președintele Claus Iohannis a semnat decretele de numire în funcție. Socialdemocratul Mihai Fifor a preluat conducerea Ministerului Apărării după două luni de conducere a Ministerului Economiei. Născut în 1970, Mihai Fifor este licențiat în filozofie, doctor în antropologie socială și a urmat cursurile Colegiului Național de Apărare și Colegiului Național de afaceri interne. În 2015 a fost refuzat de președintele Claus Iohannis pentru a prelua Ministerul Transporturilor. Gheorghe Simon a preluat portofoliul de la economie în locul lui Mihai Fifor. Simon este membru în PSD din anul 1992 și este deputat de Maramureș la al doilea mandat. Mihai Fifor îl înlocuiește la Ministerul Apărării pe Adrian Suțuianu după ce acesta a spus că nu mai sunt bani pentru salariile militarilor.